ascultă, domnilor, America și-a ales președintele, iar România a ales Antena 3 CNN, maratonul fără precedent în istoria presei din România, pregătit de postul nostru de televiziune pentru mega-evenimentul alegerilor de peste ocean, a propulsat Antena 3 CNN din nou în poziția de lider de piață. Mai mult, în timpul numărării voturilor din fiecare stat, audiențele au confirmat că Antena 3 CNN este cel mai urmărit post de televiziune din România la evenimentele globale sau naționale. Datele de audiență sunt clare. În timpul nopții alegerilor americane, Antena 3 CNN a fost între primele trei posturi de televiziune din România, luând în calcul și posturile generaliste, iar în unele momente cel mai urmărit canal de televiziune pe oricare dintre cele trei targeturi măsurate. Vorbim atât de cel al publicului cu vârste cuprinse între 25 și 59 de ani, dar și varianta premium a acestui target, 25-59 ABC, dar și de targetul general 18 plus urban, care adună toți adulții cu drept de vot din România și care trăiesc la oraș. Acest fapt a fost evident mai ales după ora 1 noaptea, când Mihai Gâdea de la Washington, Sergiu Cora de la Casa Albă, Ana Maria Roman de la sediul de campanie al Kamalei Harris și Sabrina Preda din Florida de la reședința lui Donald Trump anunțau în timpul ediției moderate de Sabina Iosub și Mircea Badea care erau primele rezultate ale votului din Statele Unite. La nivelul posturilor de știri din România, diferența a fost de netăgăduit. Cu toate că și alte posturi de televiziune au avut programate ediții speciale dedicate alegerilor americane, România au ales Antena 3 CNN. Astfel, publicul a apreciat interviurile în direct de la Washington realizate de Mihai Gâdea, au primit ultimele informații date de Sergiu Cora de la Casa Albă, au savurat interviurile în direct cu suporterii lui Trump și Kamala Harris realizate de Sabrina Preda și Ana Roman, au cântărit informațiile de ultimă oră din cele două state cruciale pentru alegerile transmise de către Alina Angel și Camelia Ureche și au ascultat analizele la cald în platoul de la București în edițiile speciale realizate de Sabina Iosub, Mircea Badea, Andreea Sava și invitații lor. Per total, analizele de audiență arată că între 23 și 2 noaptea, peste 600.000 de români au vizionat edițiile speciale dedicate alegerilor din Statele Unite la Antena 3 CNN. Și vă mulțumesc.